Se pare că provocarea majoră pentru deputatul Ioan Bălan nu este să câștige primăria Suceava, ci să facă din municipiul Suceava un oraș de care și cei care sunt acum sceptici să fie mândri. Suceava este un oraș neglijat. Suceava are nevoie de oameni care să-și dorească mai mult decât oricât să demonstreze că Suceava înseamnă mai mult decât ambiții electorale, că Suceava înseamnă mai mult decât jocuri politice. Suceava înseamnă și este o, Pentru mine, personal, poate o să spuneți că e prea mult, îi proiectul meu de căpătâi. Și știți cum se spune uneori în viață sau în politică? Ori, ori. Și ori, ori nu înseamnă să câștig primăria, ori, ori pariul meu este să fac din Suceava un loc de care și dumneavoastră, care astăzi mă uit la dumneavoastră, sunteți cam sceptici, să fie un loc cu care să ne mândrim fiecare din noi și să vă aduceți contribuția fiecare din, dintre dumneavoastră, că nu e un proiect de un om, e un proiect de echipă, e un proiect de un oraș. Ori dacă unii au avut șansa în viață să spună anumite lucruri de pe anumite poziții, să facă promisiuni din anumite, în anumite momente și poziții ale vieții și au ocupat poziții publice, administrative extraordinare, și de acolo n-au reușit să lase nimic în urmă ce ne face pe noi să credem că din poziția asta de primar ar putea să facă ceva. Totodată, Bălan a subliniat faptul că și-ar fi dorit să se bată pentru primărie cu cei din PSD, cum era normal. Însă, dacă este cazul, o va face și cu cei din interiorul partidului. Eu am garanție că pe acolo pe unde am trecut, am lăsat ceva în urmă și am lăsat ceva frumos. Un lucru ăsta vreau să întâmple și cu Suceava. În perioada următoare, voi veni cu câteva proiecte pe care va trebui să le expun, să știe și cetățenii, mă obligă competiția internă să o fac, aș fi preferat să o fac într-o competiție externă cu competitorii realiști, cu adversarii noștri tradițional care înseamnă PSD, dar asta e viața, o vom face și în interior. În încheiere, Bălan a menționat că până acum s-a remarcat prin faptul că este un om de cuvânt și va veni în fața sucevenilor cu proiecte realizabile, evitând să promită ceea ce nu le poate oferi.